Președintele Claus Iohannis a criticat astăzi în termeni duri raportul Ministrului Justiției prin care acesta cere revocarea din funcția Procurorului General Augustin Lazar. Președintele Claus Iohannis apreciază activitatea procurorului general și consideră că cererea ministrului justiției este complet neadecvată și de natură să genereze neîncredere în sistem și îngrijorare în rândul partenerilor noștri europeni. Modul în care ministrul a prezentat public raportul este unul tendențios și denotă intenția acestuia de a subordona politic procurorii. Fac un apel la magistrați să nu își piardă încrederea în capacitatea societății românești de a rezista acestui nou asalt asupra statului de drept, a transmis președintele Iohannis printr-un comunicat de presă. Claus Iohannis consideră că Tudorel Toader trebuie să plece de urgență din fruntea Ministerului pe care îl conduce. Este a doua oară în ultimele zile când președintele îi cere demisia Ministrului Justiției. Tudorel Toader, chiar dacă oficial se află în concediu în aceste zile, a reacționat la criticile președintelui. Nimic nou sub soare, președintele ne spune mai întâi faptul că nu-l va revoca pe Augustin Lazar, apoi va citi raportul primit de la Ministerul Justiției, a precizat ministrul pe rețeaua de socializare Facebook. Președintele României, Claus Iohannis, a fost obligat de Curtea Constituțională acum câteva luni să o revoce din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța și, în urma unei proceduri identice inițiate de același ministru al justiției, Tudorel Toader.